În plină lună ianuarie, ne-am aventurat pe traseul tematic Muntele Căsaru, un loc mai puțin cunoscut, ce face parte din Munții Bârgăului. Ce am trăit acolo a fost o experiență memorabilă, o reamintire a iernilor magice din copilăria noastră. Un strat gros de zăpadă, care în multe locuri depășea jumătate de metru, ne-am făcut drum prin acest peisaj alb. Ceața densă pe care am întâlnit-o în partea superioară a traseului nostru ne-a ascuns vederile panoramice pe care le așteptam, dar a adăugat un element misterios și magic. Peisajul de iarnă, cu brazi încărcați de zăpadă, ne-a adus aminte la fiecare pas de iernile de odinioară. Mereu ne-am întrebat, oare unde au dispărut? Și iată, am aflat răspunsul. Acestea stau ascunse la munte, tot mai sus. Inițial ne-am propus să ajungem pe cel mai înalt vârf din zonă, Căsarul, un vârf de 1583 de metri, însă zăpada mare și gheața de sub ea au fost un impediment serios și nu am reușit de această dată. Ne-am oprit cu doar câțiva zeci de metri depărtare de el. Drumeția prin aceste locuri ne-a învățat că drumul parcurs împreună este cu siguranță mai important decât destinația în sine.
Am avut parte de o tură plină de provocări. Frigul ascuțit ne-a testat rezistența, iar poteca, acoperită de zăpadă, a necesitat atenție și prudență, consumându-ne multă energie. Cu toate acestea, spiritul nostru de echipă și ajutorul reciproc ne-au ajutat să depășim obstacolele. În unele zone, marcajul era acoperit de zăpadă sau lipsea în totalitate, astfel încât înaintarea noastră a fost tot mai dificilă. Odată reveniți la locul de unde am pornit, ne-am promis că vom reveni pe muntele Căsaru în anotimpul cald, pentru a explora frumusețile sale ascunse sub zăpada deasă. Planificăm să ne revedem la vară, pe aceleași cărări. Și vă invit și pe voi, dragi prieteni, să ne urmați exemplul.